Bun găsit! Sunt Andreea Cercel, iar astăzi urmăriți o nouă filă din Oraculul Vedetelor. De această dată am alături de mine în platou o persoană foarte, foarte dragă sufletului meu, o persoană pe care sunt sigură că o să o îndrăgiți și voi din prima, dacă nu o faceți deja, bineînțeles. Pentru că astăzi este aici, alături de noi, Mălina e Bun găsit, Mălina! Bine te-am găsit în contextul ăsta. Mi-e puțin ciudat. De ce? Pentru că trebuie să știi și oamenii de acasă. Tu ești cea mai bună prietena mea și pot să spun în gura mare, nu am mulți prieteni, dar... Uh, uite că sunt ani buni care ne leagă, și aminte frumoase. Tot mă țin să ajung la tine de ceva timp, și uite că până la urmă lucrurile se întâmplă atunci când, trebuie. când se așează, da. Exact. Și pentru că te-ai decis așa să vii la început de an, vreau să ne spui un pic cum a început 2024. Uh, cu forțe proaspete, uh, anul nou m-a prins uh, pe scenă, momentul de fix l-am uh, uh, sărbătorit pe scenă împreună cu formația mea pentru că am uh, cântat de de revelion. și bineînțeles cu planuri uh, noi de viitor, pentru că în acest moment sunt un artist independent care își uh, creionează singur uh, planurile, își uh, uh, gândește pas cu pas așa cariera și bineînțeles și viața de mămică ocupă mult timp. Sunt împărțită în multe direcții, dar încerc să mențin acel echilibru. Hai că o să le luăm treptat, dar spuneai deci de planuri. Ne spui și nouă un pic de ce planuri ai, nu știu, rezoluții la început de 2024. îmi, <laughs> îmi doresc să rămân constantă în tot ceea ce fac pe plan muzical, pentru că în ziua de azi, cred că a observat tot publicul. E un consum foarte mare de, de muzică. Oamenii se plictisesc foarte repede de ceea ce scot artiștii, de, deși iubesc o melodie în două-trei uh, săptămâni deja nu mai au un playlist. Uh, asta ne obligă, dacă pot să zic, pe noi artiștii să. Să dăm randament în continuu și să facem muzică pe și bandă Să ținem pasul și să. Și să ținem pasul, dar este un, un, un beneficiu pentru noi, pentru că așa ne creăm și noi propriul repertoriu pe care putem să-l uh, cântăm la evenimentele noastre, și până la urmă e ceea ce iubim să facem, iar mai ales pentru un artist ca mine care și compune singură, singur piesele și se implică și în latura asta de creație, e și mai satisfăcător procesul ăsta de uh, a da naștere unei piese. Între asta nu cred că o știe foarte multă lume pentru că tu ai mai scris pe Instagram, în mediu online, însă nu toată lumea stă și se uită pe YouTube la să facă exact e, cine da, și, cum. Descrierea... și e foarte bine de punctat. Faptul că tu îți scrii sau Da, fac asta, fac asta, eu. de mult timp și a fost un talent așa exersat încă de când eram în școala generală, dacă știi, cu siguranță și la voi la școală existau revistele uh, școlii, în care uh -huh. copiii talentați sau care aveau inclinație pentru asta, uh, și publicau propriile poezii. Bineînțeles că nu erau 100% ale mele, m-a mai ajutat și mama, dar uh, fiind un uh, exercițiu pe care l-am făcut de mică, apoi a început să-mi placă, să-mi curgă ideile foarte lini și apoi am ajuns să fac uh, propriile piese, cap, ca, coadă, linie, uh, melodică, text, de exemplu piesa Lume, lume cu Georgiana Lobonț e făcută în întregime de mine. Wow! Da. Uite că nici măcar Și nu eu știe. uitasem asta da. Da. Da, ce Și mi... eu te făceam Prietena mea cea mai bună da. Ce mi se pare mm. interesant e că îți vin ideile Atât de, de repede Adică vorbeam cu ea și zicea Uite am stat, a ieșit în afară mm. cu mama Și am compus asta Zic da. măi, acum da, îți vin ideile astea uh, Mă inspir foarte mult Și din viața celor Din jurul meu Pentru că de exemplu am multe piese de despărțire De nu știu scriam de copii, înainte ca eu să am un copil. Uh, și tu știi că și tu mi-ai fost muză de foarte multe ori, mai ales când, uh, la un moment dat și stăteam împreună, uh, mă inspiram de viața ta și scriam pentru mine, știi? Uh, ce să spun? Îmi place, îmi place, să fac asta și cred că e important pentru un artist să pună și puțin din sufletul lui, o, măcar o formă așa de adevăr, pentru că altfel de crede și publicul în acel moment. Și altfel transmiți, cred că tu emoția când cânti și când interpretezi versurile respective. Cu siguranță. Bun, să ne întoarcem un pic înapoi la 2023 și vreau să întreb dacă sunt anumite lecții pe care le-ai învățat, pentru că 2023 a fost un an extrem de important pentru viața voastră de cuplu și pentru familie, dar până la partea frumoasă vreau să te întreb dacă sunt anumite lucruri pe care le-ai lăsat acolo și nu vrei să le mai deschizi și anul acesta. Anul 2023 a fost pentru mine un an Bun, în care am realizat multe lucruri și mulțumesc lui Dumnezeu. Am avut lecții doar constructive. Bineînțeles că fac și eu greșeli ca orice om. Cred că în 2023 am învățat să am mai multă încredere în mine pentru că cumva mi s-a și demonstrat că niciodată instinctul meu nu mă înșală și cred că e o trăsătură specifică scorpionilor, au uh, acel simț uh, care e, e busola mea, așa dacă pot să zic, în viață și am învățat să fiu singura responsabilă pentru deciziile pe care le fac, să mi le asum, fie ele bune sau proaste, pentru că doar așa pot uh, învăța, doar așa pot să mă cunosc și să evoluez în, în procesul ăsta de de cunoaștere, până la urmă și cunoașterea ca artist și cunoașterea ca om și cunoașterea ca mamă, ca soție Știi, sunt mai multe laturi Foarte frumos ai spus-o și pentru că veni vorba de soție În 2023, <laughs> pentru cine nu știe, dacă e cineva care nu te urmărește din cei care ne privesc A avut loc și nunta, da. o nuntă de poveste, de bază <laughs> și toate cele da. Și voiam, în primul rând, poți să ne vorbești un pic și despre ea, dar după aș vrea să ne spui așa, dacă există un lucru pe care nu l-ai mai face la fel acum, nu știu, poate te-ai stresat mai puțin sau da. ce le-ai Deja l-ai spus lucrul ăla. M-am stresat foarte mult, am fost o mireasă enervantă până la dansul mirilor și tu poți să apropi. Asta pentru că m-am M-am stresat cu vremea, batovina, știam că avem cununia religioasă pe care o organizasem în aer liber. Vremea spunea tot ce e mai, tot ce e mai rău că plouă în ziua respectivă și precipitațiile ajunseseră să fie la 90%. Eu știam că există un cadru de poveste, nu voiam să se devieze nimic de la planul inițial. Eu sunt o persoană destul de fixistă uneori uh -huh. și îmi place ca ceea ce. Îți pro... să fie așa, da, ceea ce îmi proiectez oră. eu până la urmă să se întâmple. Da. Uh, și m-a ajutat Dumnezeu. Uh, în timp ce rugăciunile... noi făceam ședința foto, cerul era negru, oamenii, oamenii veneau din altă zona a Snagovului unde avea loc nunta noastră și erau plouați, uzi, fleașcă și uite că la noi la nuntă n-a curs nici măcar o picătură de ploaie. <laughs> deci drept dovadă Dumnezeu m-a iubit și mi-a arătat până și în ziua nunții asta. Deci sfatul pentru viitoarele mirese Sfatul este... pentru viitoarele mirese este să fie mai relaxate, să... Să-și organizeze în munta mai bine decât am făcut eu. Mm. <laughs> uh, pentru că. Ce ti se pare că n-ai organizat așa cum trebuie? Uh, că mi se pare că totul a fost a f pus la punct. Perfect. A fost pus la punct, dar mi-au mi mai scăpat, așa, mici Nici detalii. De exemplu, transportul. Știi că mai căutam cu ce să plecăm dintr-o parte în alta. Uh, eu sunt o fire care. Contrar a ceea ce am zis mai devreme, că fac plan cu plan, mă organizez mereu pe ultima sută de metri. Uite, și azi când a venit la tine, cred că înainte cu o oră jumătate am zis, mamă, e ora 1, hai să încep să mă îmbrac, hai să încep să mă machez. Așa îmi place mie să mă las pe ultima sută de metri și până și Totuși să dacă putem spune da. așa. Um, uite. Mulțumesc, la fel. <laughs> nu, nu ne pupăm aici că zice lumea că o facem față, dar noi oricum ne iubim și ne uh, apreciem mereu. De oricum arăți superb și cred că ești una dintre cele mai superbe pe femei pe care le cunosc și asta poate să vadă da. Revenind la planul profesional, um, au fost foarte, foarte multe colaborări în ultima perioadă, dacă pot spune, și vreau să ne povestești așa mai mult despre ele. Uite, cea cu Georgiana Lobonț, cum a venit? Cum... Uh, am cunoscut pe Georgiana Lobonț la filmările unui Revelion și am avut o chimie aparte de la prima vedere, de la prima interacțiune, dacă pot să spun așa. Apoi ne-am apropiat, am început să vorbim, să împărtășim experiențe, păreri, sfaturi una celeilalte și la un moment dat când eu aveam piesa de care îți spuneam lume, lume, mi se părea că trebuie să o fac colaborare cu cineva, așa, la fel, așa am proiectat-o eu în capul meu și prima la care m-am gândit a fost Georgiana pentru că îmi place, cum ți-am spus, deciziile să le iau după ce îmi spune sufletul. Între timp Georgiana a devenit și o Prietenă, chiar pot să o numesc prietenă de-a mea, mă ajută de fiecare dată cu orice nevoie, ne susținem reciproc și chiar vreau să spun asta aici, am fost la concertul pe care l-a susținut acum în iarnă la sala Palatului și vreau să zic că a fost atât de impresionată că am susținut-o și că m-am dus acolo fizic să o văd, cu toate că eu am făcut asta cu tot dragul și cu toată susținerea, pentru că știu ce înseamnă pentru un artist susținerea, dar a rămas fără cuvinte pentru că am, am fost acolo și pe calea asta îi transmit că o să fiu de fiecare dată când pot lângă ea, pentru că și ea m-a susținut și mi-a răspuns de fiecare dată afirmativ la orice am rugat-o. Și cred că asta, poate uimirea ei, sau nu știu cum să-i spun, este din cauza faptului că Domeniul, industriei aceasta muzicală e atât de. Uh, sunt atât de mulți artiști, încât concurența este atât de mare, și mai ales voi, care cântați, de exemplu, un gen muzical, și anume cel de petrecere, încât uh, bunătatea, nu știu, prieteniile, nu cred că mai sunt. Uh, atât uh. de singere poate, sau. Uh... Da, din, din păcate, multe, multe relații sunt de fațadă în industria noastră. De prietenie, așa, doar. Uh, perețelele de socializare, dar ce nu înțeleg uh, unei artiști e că e loc sub soare pentru toată lumea. Sunt uh, suficiente evenimente, sunt uh, suficienți uh, fani, nu-mi place să-i numesc așa, dar sunt suficienți oameni și o plajă de public pentru oricine uh, și atunci când îți consumi energia cu uh, falsitate, că până la urmă e un consum de energie să postezi în ceea ce nu ești sau în ceea ce nu simți, cred că tot ție îți face rău pentru că tu cu energia aia poți să faci lucruri mult mai constructive pentru tine, pentru cei din jur și eu cre chiar cred în, în karma care spune că ceea ce dai aia primești și aleg pe cât posibil să să fac bine, are soțul meu o vorbă, dacă nu poți face bine, mai bine nu măcar nu, fă, nu face rău asta e aplicată în medicină la el, la mine în viața de, de zi cu zi deci dacă nu pot să fac un bine, prefer să mă retrag decât să fac un rău unui om Da, foarte frumos ai spus-o acum nu că-i prietena mea, dar chiar ești <laughs> super naturală și știu că majoritatea din comunitatea ta, pentru asta te urmăresc, efectiv. Așa ești este o persoană care spune întotdeauna lucrurilor pe nume, indiferent de circunstanțe. Da. tu știi asta foarte bine, că uh, inclusiv în relația cu noi două am spus uh, mereu lucrurile pe nume, uh, nu spun omului ce vrea să audă, spun ceea ce gândesc. Uh, la fel îmi asum, fie că poate să-i placă, fie că, fie că poate nu. Să supărări sau nu e. Da, dar prefer să fiu uh, reală. Din punct de vedere al evenimentelor, uite cum e că tot ai menționat mai devreme de un artist independent. Poate, nu știu, cine visează să fie în domeniul ăsta și nu știe exact ce înseamnă XYZ, vreau să ne spui, se poate și așa, pentru tine ți-a adus, nu știu, ți-a adus avantaje, ești bine, ești sunt, fericită. Sunt, sunt ce și Uh, nu știu dacă există o rețetă în nimic. Mie nu-mi plac oamenii care generalizează în absolut nimic. Pentru că ceea ce s-a uh, potrivit la mine, uh, altui artist, poate nu îi funcționează același lucru. Uh, ceea ce mi se întâmplă mie sau cum mi-a fost mie scris, poate mm -hmm. nu este scris altui artist. Uh, eu uh, vreau să vorbesc doar uh, strict de mine. Uh, am ajuns să fiu un artist independent pentru că. Uh, îmi place să mă implic în asta, îmi place să-mi fac timp pentru asta, și cred că nimeni nu poate să hotărească mai bine pentru mine decât exact, așa da. cum o fac eu, ce îmi place să cânt, uh, ce pot cânta, uh, în ce context îmi place să apar, uh, cum să mă aranjez, uh, cu ce oameni să-mi asociez imaginea, uh, dar sunt recunoscătoare pentru tot ce s-a întâmplat în viața mea. Dumnezeu a avut un, un drum pentru mine pe care eu am pășit, cumva i-am ascultat calea, dar abia târziu am înțeles că tot ce s-a întâmplat în viața mea, fie că unele lucruri pe moment le-am privit... Un grad de suspiciune, așa, mm -hmm. dacă mă aflu pe drumul cel bun, cel bun sau nu. În final mi-a demonstrat că toți oamenii cu care m-am întâlnit, cu care am colaborat, au fost acolo în momentul respectiv, pentru că așa trebuia pentru mine și trimiși de cineva, eu așa cred. Ai reușit să găsești acel echilibru pe care încearcă toată lumea, cel puțin din domeniul ăsta, după ce l-ai născut pe Zian, căci cred că atunci a apărut. Provocarea cea mai mare, ca să zic așa, Na, a venit un micuț cu multe necunoscute, cu multă energie. Cu... Încă-l caut. Încă caut, sunt în căutarea lui. Rolul ăsta de mamă, oricât ți-l predă oricine și oricâte cărți citești despre parenting sau oricâte podcasturi asculti de din gura psihologilor sau a oricui, rolul de mamă e un singur rol care se învață doar fiind în, în, pus în impostaza de părinte uh, și bineînțeles o femeie suferă mai multe trece prin mai multe transformări decât uh, decât un tată, un bărbat, atunci când devine părinte. Eu am încercat cel mai mult să găsesc echilibru în ceea ce privește să nu abandonez cariera, pentru că sunt conștientă că în acest domeniu, dacă lipsesc, dacă mă retrag 2 ani și mă pun pe tușă, uh -huh. e un domeniu în care oamenii te uită foarte, foarte da, pentru ușor. Pentru că apar alții din urmă. Și, alții. E, da, cu toate că ți am zis că e, e loc pentru toată lumea, nu e neapărat de uh, vin alții din urmă, e doar trebuie să fii prezent zilnic, uh, atât și pe rețelele sociale, uh, emisiuni, uh, lansări de piese, evenimente și așa mai departe. Uh, am muncit prea mult pentru visul meu de mică și nu am vrut să uh, să-l abandonez, pentru că și ăsta e copilul meu, la modul figurativ. E un copil pe care l-am crescut din 2008, când m-am apucat de cântat și mi-a fost, mi fost greu. A fost o luptă interioară în a petrece timp cu copilul, a pleca la. Sala de repetiții să studiez cu băieții, a merge la studio să compun piese Dar mulțumesc lui Dumnezeu că am două mame, pe mama și mama soacră care sunt lângă noi la primul apel Se urcă în tren și vin ori de la Bacău ori de la Hunedoara și ne ajută Pentru că altfel probabil aș fi fost pusă în ipostaza în care ar fi trebuit să fac ceea ce nu-mi doream Adică să... Pun uh, pe, pe, pe repaus da, O perioadă de tot Definitiv Ce v-a învățat Ian de când a intrat în viața voastră? Nu știu Cel mai important lucru pe care Atât tu cât și Alin Alin, doctor Alin Gabor. Nașul, vă să zice. Viitorul naș, soțul măline. Noi tot batem aici, apropo, cui trebuie lui Răzvan, dar se face că plouă. Și Andreea, cum face fața aia care lasă să vadă Răzvan, că noi vrem să fim nași cât mai repede și de pute și de colonie, de toate. Ce ne-a învățat Zian? Acum să revenim no. la podcast. Ne-a învățat să să fim mai calmi, în primul okay. rând, pentru că știi că suntem două firii foarte acide, și eu și Alin. Uh, și rolul acesta de părinte, abia acum pot să spun, după un an și jumătate, un an și cinci luni cât are Zian, în sfârșit simt că se mulează perfect și pe noi, adică am învățat să, să fim părinți în adevăratul sens al cuvântului Pentru că nu înveți într-o lună, în două Sunt multe schimbări și în viața de cuplu atunci când apare un copil uh -huh. Mai apar și certuri vrând, nevrând, ceea ce e normal și firesc să fie așa Important e întotdeauna cum știi să le, să le depășești și să comunici cu partenerul de viață, să-l să cunoști din postura de mamă, acum tată, și în același timp iubitul tău. Corect, foarte ne bine. Ne-a învățat multe zi, foarte multe. Fii, bine, și vă învața, nu mai spun sensibil. de iubirea necondiționată care. Nu se compară cu niciun alt sentiment de pe, de pe fața pământului. Acum e mai uh, atașat de, de, de mine. acum. <laughs> Vrei să mint acum? <laughs> uh, e atașat de mine un pic mai mult pentru că și petrec mai mult timp cu el, dar în același timp când a intrat Alin pe ușă de la serviciu, uită că mai există în casa altcineva. Este doar uh, ochi și urechi Alin. Uh, da, băieții, oricum, așa mi se spune. O în vedea când o mai crește, am înțeles că sunt, sunt mamele, puțin mai. Mai mămoși. Da, mai mămoși. Ce să facem? Dacă o fi al doilea copil fetiță, o să fie fata, lui tata. Bine, Alin, dacă mă aud de spunând asta, o să spună că e mai atașat de el. Bine, înțeles că e oricum știm. tată foarte posesiv și tu știi asta. Da, îl iubește mm. foarte mult pe pe cel mic, nu s-ar despărți nicio clipă de el. Da, dar... să știi că cum să spun, pentru mine a fost o surpriză plăcută să-l văd pe Alin atât de dedicat în postura de tată. Nu toți bărbații uh, își dedică atât timp copilului, uh, se implică atât în creșterea lui și cred că de fapt atunci uh, e momentul în care ți se confirmă sau nu dacă ai făcut alegerea, alegerea potrivită bună. în viață. Când îl vezi pe Soț, pe iubitul tău și în postura de tătic, pentru că mie una mi se umple sufletul de, de bucurie când văd că Zian are un model bun în viață, are un reper sănătos în ceea ce privește imaginea unui bărbat și sunt ferm convinsă că dacă noi suntem alături de el și o să-l facem cel mai bun prieten, Uh, nu o să ia niciodată pe căi greșite. Da, sperăm că până crește el <laughs> societatea o să-și mai revină, așa un pic, pentru că generațiile actuale nu par cele mai prietenoase pentru integrarea. Da, mă sperie și pe mine asta, mai ales când văd ce se întâmplă în ultima perioadă pe la știri și în jurul nostru, până la urmă, totul se, se întâmplă în. Uh -huh. în spațiul ăsta în care suntem și noi în societate, cred că asta e singura, singura șansă să poți să ai un control asupra copilului, să ți-l faci prieten, să-ți spună orice. Uite, mami, am văzut că doi colegi fac ceva, mă tentează și pe mine și să stai să îi explici copilului ce e, de ce nu, pentru că dacă îi impui cu strictețe niște lucruri, o să le încerce doar din curiozitate și știi cum e, ce e interzis pare mai interesant de fiecare de dată. care se întâmplă și acum, chiar dacă are un analiz. Da. Pui, nu pune mâna pe da. Da. oala din... Nu scoate din priză ștecherul, acolo e, <laughs> exact. cu mâna pe ștecher. Da. Uh, o vedea, eu zic că o să ne, o să ne descurcăm pentru că... Uh, eu cred în cei șapte ani de acasă și cred mm -hmm. că au un impact mare asupra oricărui om în viață. Dacă rădăcina e sănătoasă și știi cum e, așchea nu sare departe de trunchi. Și asta eu am văzut-o până la 26 de ani cât am acum. S-a aplicat la fiecare om pe care îl cunosc. Adică din, din cum a crescut acasă s-a văzut și pe parcurs. Um, uite, după naștere, foarte multe femei, printre care și foarte multe persoane publice care au vorbit despre asta, se, se confruntă cu acea depresie, uneori ușoară, uneori mai, mai, o formă mai avansată. Și voiam să te întreb dacă tu ai trecut peste astfel de stări, cel puțin o perioadă, dacă nu, sau cum ai depășit această schimbare și ce sfat ai avea, nu știu, pentru femei. Pentru viitoare mămici? Uh, nu, pot să, nu pot să spun că am fost uh, depresivă sau că am avut depresie, uh -huh. dar uh, a fost un val de, de trăiri pe care nu l-am mai experimentat până atunci. Uh, asta și din cauza. Uh, uite, am avut o traumă despre care n-am vorbit nicăieri și uh, tu o cunoști foarte bine. Uh, eu atunci când l-am adus pe lume, pe zian, am, fost, am riscat să-l pierd pentru că voiam să nas natural, așteptam să nas natural, eram după vreo 4-5 ore de travaliu și la un moment dat noroc că a avut inspirația moașa care mă... Mă... Era acolo, da, da? mă supraveghea, da? nu găseam cuvântul. Noroc că a avut inspirația să monitorizeze sarcina, să-i să audă pulsul lui Zian și atunci a realizat că bebele intrase în suferință fetală, pulsul scădea tot mai tare și am intrat în operație de cesariană de urgență. Adică, efectiv, a fost o secvență ca în filme, un coșmar pentru mine, pe care mă mir ca acum, cred că e prima dată când am puterea să povestesc secvența asta fără să plâng, că știi că a rămas o... o, traumă. O traumă. Până la urmă totul a decurs bine. Știu că depindea și de mine faptul să reușesc să respir, să-i trimit oxigen. Am fost operată până la urmă de, de, urgență. El a fost bine, sănătos și cu un final fericit. Mulțumesc lui Dumnezeu, dar... Uh, acel episod din viața mea, uh, adică tot ce am trăit în acele 5-10 minute până când i-am auzit glasul, uh, cred că m-au afectat. Și nu cred, sigur, m-au afectat, pentru că chiar am crezut că pot să, să pierd uh, tot ce aveam în momentul ăla. Uh, și, bineînțeles, și perioada de după naștere, când femeia bă, trece prin niște transformări și hormonale, și fizice, și psihice. Uh, nu mă mai regăseam pe mine. O perioadă, cum să zic, în viața unei mame vin foarte multe, așa, buluc deodată. Trebuie să înveți și să fii mamă, trebuie să înveți și să-ți reiei viața de dinainte. Eu mai puneam și presiunea pe mine singură că trebuie să revin la activitatea mea de artist uh -huh. și a fost o perioadă în care cumva... Nu am regăsit întru totul, dar uh, cu noroc cu familiei și care au fost întotdeauna și prietenilor care ați fost mereu lângă mine, nu am căzut în latura aia, Mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că știu că multe mame se confruntă cu depresia după naștere și e o problemă reală. Adică nu, nu cred că trebuie neglijată, trebuie tratată și aici contează foarte mult și susținerea partenerului de viață. Uh -huh. Și cred că dacă ar fi să te descriu, uite, mă bucur mult că ți-ai deschis sufletul și ne-ai povestit asta. Și dacă ar fi să te descriu acum într-un cuvânt, eu aș spune puternică, o femeie foarte puternică, pentru că dacă mă gândeam, nu știu dacă mă gândeam înainte să naști la o persoană din jurul nostru, din grupul de prieteni care. O să aducă prima oară pe lume un copil și o să treacă prin ce ai trecut tu Nu m-aș fi gândit niciodată la tine și mie nu știu ea după ce a născut și după ce a trecut prin episodul ăsta era Efectiv Nu s-a lăsat acolo la pat Să, să sufere să l-a luat pe bebe în brațe chiar da. dacă avea operație nu mai conta unde e copilul unde Da n-am vrut deloc să să las cum să zic să-l abandonez așa în primele clipe de viață pentru că citisem foarte, foarte mult, mă documentasem tocmai de asta, cunoșteam toate beneficiile uh, cu care vine la pachet o naștere naturală, știam cât contează contactul piele pe piele și așa mai departe, uh, să-ți simtă mirosul, să-ți audă pulsul inimii, să-ți audă vocea. Și, deși e în cezariană, îmi spuneau toate asistentele și pe calea asta le mulțumesc celor care au avut grijă de mine, atât doctorilor cât și doamnelor asistente, infirmiere, îmi spuneau, stai, nu te ridica, o să rămâi cu dureri grave de, de cap dacă după anestezie te ridici imediat. Vreau să zic că la câteva ore am scos sonda, pentru că am spus, nu, eu o să mă duc la baie pe picioarele mele. L-am chemat pe Zian în, în, în salon cu mine să-l alăptez. Deci, am vrut să fiu acolo, chid că simțeam că poate e peste puterile mele, am vrut ca el să, să mă simt aproape, să, să știe că mama lui e acolo cu el. Și cred că de asta ai de 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 o parte de viață. Și de o recuperare ușoară, cel puțin n-ai arătat dacă ai suferit sau nu, tu n-ai arătat asta. Da. Noi știm că ai fost bine. Da, am, am fost bine. În, în, la modul general a fost uh, o sarcină perfectă. Uh, n-am simțit că sunt gravidă, n-am avut grețuri, n-am avut uh, pofte uh, înainte cu câteva săptămâni, de fapt două, trei săptămâni, înseamnă la nunta a Paulei, a surorii mele cu coregrafie și eram în sus pe meze. Uh, am vrut să fiu, uh, așa cum sunt în mod normal, o persoană activă uh, și n-am tratat uh, sarcina ca pe un, și pun ghilimele, handicap, cum fac uh -huh. alte, alte mămici, la modul dacă sunt gravidă nu mai gustaia nu mai fac aia, stau doar în pat. Ăsta uh, a fost sfatul pe care l-am primit de la mama și Uite că mi-a prins bine Ce vine de la mama e mereu binevenit Știm da. asta Uite, mai voiam să te întreb dacă viața ta acum, din prezent, arată așa cum tu ți-o proiectai în copilărie Pentru că sunt sigură că, uite, despre asta nu mi-am minte sincer dacă am vorbit Dar sunt sigură că la cum ești tu îți proiectai să fiu mireasă până atunci Să am un copil până la 20 de ani da, cred că toată lumea își trasează așa niște, cum să zic, intervale de vârstă în care vrea să realizeze niște lucruri. Eu țin minte doar că prioritatea mea cea mai mare era familia, de când eram mică. Spuneam că vreau să fiu o mamă tânără. Spuneam că vreau să am un bărbat, un soț frumos după care să întoarcă capul toată lumea și... Da, nu prea mult că... <laughs> nu prea mult că și geloasă, dar așa că să le fac în judecă că e al meu, merge. Uh, și să cânt. Ceea ce, dacă stau acum să trag o linie și să calculez cu tine aici, s-au întâmplat. Adică toate lucrurile s-au întâmplat în viața mea. Cei drept... Uh, le-am și căutat, adică și atunci când am fost într-o relație, niciodată n-am privit superficial o relație, mereu am căutat ca omul de lângă mine să-l pot privi ca pe un potențial tată al copiilor mei. Și atunci când l-am întâlnit pe Alina, am simțit asta cu tot, cu tot corpul meu, că e omul meu și tu știi. Pentru că la voi sarcina a venit după câte luni. 3? Noi ne-am cunoscut în august. Și sarcina în noiembrie. Și sarcina în noiembrie, începutul lui decembrie, da, cam așa. Am descoperit-o la începutul lui decembrie. Deci totul a venit în viața noastră într-un ritm în care, care a luat prin surprindere pe toată lumea. Adică chiar cu două zile îmi spunea mama, nu vine să cred când m-ai sunat și mi-ai spus că ești însărcinată, că am crezut că e o glumă. Dar uite că atunci când Dumnezeu are planuri, de asta uneori îmi vine să râd că noi ne facem foarte multe planuri, da, da, credem da, da, da. că deținem controlul la tot, lucrurile se întâmplă și când vrem noi, dar și când vrea Dumnezeu. Oricât programezi, până la urmă e vorba de un suflet care vine pe lumea asta cu un scop, care vine să îți schimbe viața și... Uh, multă lume mi-a spus: O să vezi că după ce vine copilul ăsta în viața ta, o să se așeze toate lucrurile și o să vină către tine cu o energie bună. Și nici nu o să mai trebuiască să depui atâta efort uh -huh. și să știi că am simțit asta. Adică, cariera mea a avut o ascensiune fantastică. Uh, tot ce mi-am propus să am realizat pe toate planurile. Adică chiar mulțumesc lui Dumnezeu venirea lui Zian în viața noastră a adus bucurie în viața tuturor. Și momentul în care ați aflat vestea cea mare, știu că a fost unul super emoționant, în care voi doi nu erați atunci unul lângă celălalt. Da. Și cred că asta a fost și mai și pentru tine când da, eu eram acasă, Alin în Dubai, pentru că făcea niște cursuri uh, pentru partea lui, pentru domeniul lui stomatologic, și la îndemnul lui am făcut testul de sarcină, deși eu nu credeam și nu bănuiaam o clipă că sunt însărcinată, nici nu aveam simptome. Uh, ce drept. dreptă întârziase două, trei zile, dar nu era ceva de speriat pentru că se mai întâmplase în trecut. Noi, deși eram într-un punct incipient al relației noastre, vorbeam despre copil și spuneam că simțim că suntem soț și soție și că noi trebuie să ne aparținem și hai ce ar fi să facem un copil și uite că ce ar fi să facem un copil s-a transformat, s-a materializat în zian iar când am aflat vestea Alina comandat din Dubai a sunat la un curier să mi aducă testul de sarcină la ușă, eu l-am făcut mai în glumă mai în serios. Nici nu apucasem, nici nu apucase să treacă câteva secunde și când am văzut două liniuțe, țin minte că efectiv a fost o senzație de nu puteam să mă țin pe picioare de emoții. L-am sunat I-am dat vestea, bineînțeles, lui prima dată și țin minte că a zis că i-a venit să. i-a venit rău în timpul cursului, i-a venit să vomite de emoții, a ieșit pe hol, a început să plângă de fericire, a început să-și sune toți prietenii, familia, i-am spus, nu mai suna prietenii, hai să vedem că sunt toate lucrurile prima dată ok, că e sarcina Primul în regulă, este, știi cum da, e? Da, da. O perioadă, mai ales până când nu vezi tu că sunt toate lucrurile așa cum trebuie, nu, nu prea e indicat să dai zbon în țară, ca să zic așa. Dar copilul ăsta chiar cred că a venit cu, cu un scop în viața noastră. Retrăiesc acum momentele astea de parcă sau. Da, te-am sunat pe tine, pe voi erați interzise, nu știați cum să reacționați. Credeam că e o glumă, pentru că ea eu mai obișnuiesc așa să fac cunoaște. multe. <laughs> eu fac glume, ce să. E ți... persoană foarte amuzantă, Mălina, dacă o cunoașteți. Da. Um, uite, mai voiam așa să, să te întreb, adică să-ți spun faptul că mulți oameni, efectiv oameni care știu că noi ne cunoaștem, vin și spun, Măi, da, ei doi sunt cuplu ideal. Deci, credem, foarte multe persoane. Vai, dați ceva și vreau să te întreb: care-i, nu știu, cum arată în viziunea ta această idee de cuplu ideal, de bărbat ideal, să zic, pe care uh. calitățile pe care soțul tău le are și care te-au făcut să-ți dorești uh, o familie? Nu știu dacă există cuplu ideal, există doar oameni compatibili, cred. În rest, relația de iubire este o relație la care se lucrează și zilnic mm -hmm. și trebuie întreținută. Eu așa cred. Bineînțeles că și atracția fizică e un aspect care contează într-o relație ca să rămână vie și cu acel spirit în fiecare zi. Să fie flacăra. Da, și... să fie flacăra aprinsă în permanență. Alin e un, e un bărbat, în primul rând, matur, care se deosebește de marea majoritate pe care eu am avut ocazia să o cunosc ca bărbaților și a fost un bărbat cu intenții serioase de la primul bun, ceea ce eu am apreciat foarte mult. E un bărbat hotărât, care știe ce vrea, uh, perfecționist și uh, care vede în mine mai mult decât văd eu și asta m-a și ajutat foarte mult în evoluția mea, crede în mine, mă susține uh, pentru că mulți bărbați spun uh, că le plac femeile independente sau puternice, dar când ajung să aibă o femeie independentă Uh, lângă ei, uh, nu știu cum să scape de ea pentru că își dau seama că nu mai pot face ceea ce poate făcea înainte uh -huh. uh, nu își mai pot susține punctul de vedere atât de ușor în fața unei unei femei care are un, și au un punct de vedere uh, și nu e nu e relația perfectă nu suntem cuplu perfect cum pare poate din exterior uh, le avem și noi pe ale noastre dar ce cred că avem uh, ceva al nostru ce are foarte puțină lume este Uh, o iubire nebună unul față de celălalt Suntem foarte Cum să zic Amândoi avem un stil de a iubi uh, E totul sau nimic Nu există jumătăți de măsură Și tu cunoști, uh, ne cunoști prea bine cum suntem. Eu vă cunosc Acum vreau să vă cunoască Și, uh, <laughs> și e un om care E important de menționat A învățat extrem de multe despre domeniul tău. Da. Lucru pe care, sincer, din partea mea, merită. Și nu aveam nicio, nicio așteptare sau pretenție să facă asta, el fiind doctor stomatolog, fiind un profesionist în domeniu și recunoscut atât de mult pentru ceea ce face el pe latura lui, pe domeniul lui. E foarte solicitantă munca lui, și nu mm -hmm. nici măcar nu mă gândeam vreodată că s-ar implica atât de mult în domeniul meu artistic, dar își găsea puterea și forța de foarte multe ori. Ca după o săptămână de stat în clinică și 10 și 11 ore cu pacienți, cu probleme și așa mai departe, să vină în weekend la evenimente cu mine, să mă susțină, să mă filmeze, să uneori să fii și bodyguardul meu, adică le-a făcut pe toate și mi-a plăcut că nu s-a dat la o parte sau că nu uh, s-a rușinat, poate să fie într-o ipostază, că unii ar zice ia uite mă, din postura de doctor cu doctorat și nu știu câte facultăți și așa, acum ajunge să o filmeze pe nevastă sa la evenimente, știi? Ca apare în unele poze când pun pe Instagram de la evenimente, el acolo lângă mine cu telefonul în mână. Uh vreau să zic că atunci când sunt lângă Alin pe scenă, mă simt uh, atât de în siguranță și uh, când văd că lui îi strălucesc ochii și e mândru de mine și uh, îmi face un semn de ok că e totul bine și simt ca un sprijin acolo lângă mine, uh, altul e drive-ul meu, altfel, altfel turez motoarele, știi? Și e important, e cea mai importantă de fapt, dacă vrei să, să mă întrebi, susținerea într-o într într relație. Uh -huh. Pentru că dacă omul de lângă tine te subestimează sau nu te susține sau nu te încurajează, de foarte multe ori, poate nu suntem toți cei mai încrezători în noi ca să putem să realizăm ceea ce ne punem în plan de unii singuri și da Așa e, da Uite, pe final mai vreau să ne dezvălui câteva Curiozități despre tine Nu știu, poate mă uimești și pe mine acum Ceva ce face nu știe da. lumea și crezi că Trebuie să afle acum Curiozități, stai că Nici eu nu știu despre mine De prea multe realizez um... Nu știu dacă aș putea vreodată să fac altceva în afară de, de muzică. Uh, Mi-am pus asta cumva. Am făcut un exercițiu de, de imaginație la un moment dat și cred că mi-ar fi plăcut să fiu, nu știu, ceva avocat, că, că cu dreptatea mână de fiecare dată și mă zbat pentru ea. Uh, Altceva nu știu. Nu, nu știu. E ceva ce nu ți-ar plăcea să faci niciodată sau ai o fobie? Um... Să știi că nu sunt uh, o persoană care se axează foarte mult pe frici și dacă am o frică, uh, de obicei îmi place să-mi demonstrez că e doar în capul meu și uh, uite, ce nu știe lumea e că eu în copilărie aveam foarte mare trac de vorbitul pe scenă. Uh, la modul spuneam, un bună seara și și pe el îl tremuram și cuvintele nu mai curgeau. Dar efectiv, aveam frica asta de, de a fi pe scenă și de a vorbi, până când m-am văzut pus în fața unui context, context în care eram la un eveniment. Uh, și am zis, acum e momentul să să arăt că pot și nimănui cuiva decât mie, ca să pot să-mi depășesc odată frica asta. Și ca să-mi fie mai ușor uh, să depășesc această frică, mi-am imaginat că sunt un alt personaj, că nu sunt Mălina care nu știe să vorbească pe, pe scenă și este frică. Uh, mi-am luat un tupeu fantastic care nu știu de unde a venit în momentul ăla și uite, acolo s-a produs declicul în care am zis, stai mă, că nu sunt, nu sunt fraieră. că pot și eu. Da. Și așa îmi place cam cu tot în viața mea, dacă simt că nu pot să fac un lucru, ori trebuie să mă conving 100%, ok, nu e pentru mine, las deoparte, dar nu-mi place doar să trăiesc cu frică, adică să nu încerc, să spun, mi-e frică să sar cu parașuta, păi n-am sărit, de unde știu că mi-e frică, știi? A doua oară, dacă mi-a fost frică, nu mai sar, dar prima dată trebuie să văd cum e, știi? Și cred că asta e E, un, e, o calitate la mine, că nu, nu dau înapoi la nimic, știi? Sunt uh, genul de om, dacă îi spui nu poți uh, să te pui în cap, uh, măcar încerc, știi? Hai să vedem! <laughs> Mulțumim tare, tare mult, Mălina, că Mulțumesc ai și, și pe la eu. noi Mi-a făcut Mare, mare plăcere. Nu știu, dacă am mai aici să le transmis ceva oamenilor, pe ei o găsiți, probabil că știți, pe Instagram, pe, Instagram, pe, pe TikTok, pe, pe, YouTube, pe, YouTube pe, pe... Facebook, toate, e peste toate platformele. <laughs> ce să zic, oamenilor să, să fie ei, să fie împăcați cu ceea ce fac în fiecare zi și să-și asculte instinctul, că atunci când greșești, chiar dacă tu ți-ai ascultat sufletul și inima, nu o să o privești ca pe o greșeală, o să o privești ca pe o lecție de viață. Mulțumim! Mulțumesc și eu! Mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și de această dată și până data viitoare vă așteptăm și pe rețelele de socializare.